Bună, sunt Ana Olaru și pentru mine, în acest moment, cea mai frumoasă carte este Bumbata, albumul de fotografie al lui Cosmin Bumbuț. Îmi place ca o carte și mai ales un album de artă să aibă o notă personală, să pară că a fost legat de mână, să fie un obiect decorativ mai mult decât o simplă carte, să pară că este în sine un spectacol și un statement. Pentru tine, care este cea mai frumoasă carte?